În ultima perioadă, împreună cu colegii mei de la Moldova Gândește, am tot încercat să ajungem prin spitalele din țară ca să filmăm situații de acolo, dar din vari motive am fost refuzați, fie managerii de spitale lipseau, fie, dacă erau pe loc, ne interziceau accesul. De aceea, aș vrea astăzi să aflăm răspuns la o întrebare care se iscă din aceste situații. Au jurnaliștii dreptul să filmeze în spitale și, dacă da, ce mai exact pot să filmeze? La discuțiile de astăzi am alături pe doi invitați. Este vorba de Adrian Velei, parlamentar, în trecut șef de departament în cadrul Institutului de Medicină Urgentă, și Cristina Durne, avocată specializată în drept mass media. Așadar, o să încep cu dumneavoastră, doamna Durnea. Ce prevede legislația mass media în acest caz? Pot jurnaliștii să filmeze în spitale ori nu? Accesul în spital, efectuarea acestor înregistrări, presupune coleziunea dreptului la libera exprimare, dreptul la informare, pe de o parte, și de altă parte este protecția datelor cu caracter personal, dreptul la viață privată. Aspectele sunt sensibile și răspunsul sau soluția într-un final la orice întrebare este dacă există un interes public. Prima întrebare ar fi dacă există un interes public la mijloc și dacă interesul publicului de a cunoaște această informație prevalează asupra altor drepturi concurente sau asupra prejudiciilor care ar putea fi cauzate acestor drepturi concurente. Și răspunsul depinde de fiecare situație în particular. Un alt aspect important de a fi menționat este spațiul în care au loc aceste înregistrări sau unde nemijlocit doresc jurnaliștii să intre. Și aș merge pe cazul particular, a avut loc de curând. Este vorba despre accesarea unui spațiu public, dacă vorbim despre un spațiu care în mod firesc poate fi accesat de către oricine în anumite perioade de timp, oricând, practic. Vorbim acum de vizitatori, rudele pacienților. Exact. Excepție făcând situațiile când e vorba de o zonă restricționată cu persoane internate având diverse particularități sau particularități de sănătate care presupun din start instituirea unor restricții limite sau alte restricții ce țin de o situație epidemiologică. E cu totul altceva. Ca să mergem un pic la dumneavoastră, și dumneavoastră ați fost în trecut lucrător medical, probabil veți mai reveni în această funcție. Ați avut în activitatea dumneavoastră ați contactat cu mass media. Cum se întâmpla atunci când un jurnalist cerea acces în spital, un interviu sau să filmeze prin saloane? Deci atunci se întâmpla într-un mod foarte simplu, vinea solicitarea jurnalistului și în funcție de subiectul abordării, eu ceream permisiunea fie a directorului, fie a purtătorului de cuvânt a instituției. Deci este o procedură universală, în toată lumea aplicată, și este o procedură absolut normală și naturală. Dacă era vorba de opinie personală sau un interviu care nu ținea de filmarea în interiorul spitalului, în afara orilor de serviciu, da? Atunci eu puteam să decizez de sine stătător și să mă duc la televiziune sau la radio și să ofer acest interviu. Dar ce părere aveți dumneavoastră iată despre accesul jurnaliștilor în spitale, neanunțând administrația, nefăcând această solicitare de care ziceți dumneavoastră? Deci, părerea mea personală contează mai puțin. Eu sunt un om de știință și sunt medic și atunci noi ne bazăm pe evidențe științifice sau pe opinii publicate. Deci, în acest sens, eu m-am bazat pe anumite publicații sau anumite cutume care sunt adoptate și recomandate de organisme internaționale. Și în acest caz, eu pot să citez, da, de exemplu, principiile internaționale ale UNESCO, ale eticii profesionale în jurnalism, ce se referă la știrile din instituțiile medicale, sau codul de etică al jurnaliștilor din Australia, sau codul de etică și conduită profesională al Asociației Directorilor de Știri Radio și TV, sau codul de etică al editorilor de reviste științifice medicale și așa mai departe, plus exemple de regulamente interne ale spitalelor în care abordează anumite principii etice. Norme. Pornind de aici, ar fi
corect din acest punct de vedere formularea unor opinii bazate deja pe niște situații foarte, foarte bine formalizate. Și atunci noi ajungem la un cadru corect sau consensual de abordare. Cum fiecare țară are probabil propria legislație, propriile cutume, norme de care se conduce. Noi vorbim cumva de Republica Moldova, dar clar că nu putem ignora și exemplele altor țări, ori noi tot tindem să fim partea unei lumi mai civilizate și să importăm de acolo niște practici. Iată, aici apare această dilemă. Cum ne comportăm în astfel de situații? Pe de o parte, ar trebui să anunțăm managerii că vrem să filmăm, dar pe de o parte, nu mai ai garanție că atunci când vei filma, vei filma totuși realitatea din acel moment. Și iată, probabil că aici noi trebuie să fii foarte clar cum pătrund jurnaliștii în spitale. E mai bine să mergi cu o cameră ascunsă? E mai corect să mergi cu o cameră ascunsă? Să convertești pe cineva din spital ca să-ți filmeze ei? Nu mi-e clar încă. În această situație pot exista mai multe discuții, deoarece este o limită neclară între dreptul jurnalistului de a pătrunde în spital, da, și a prezenta anumite informații. Și aici spitalul este considerat o instituție publică și respectiv logica ar fi că se utilizează acele principii de acces la informații într-o instituție publică. Însă spitalul este o instituție publică condiționată, deoarece în foarte multe zone din spital acest drept nu mai prevalează, dar prevalează dreptul pacientului la intimitate, la protejarea secretului medical, inclusiv localizarea lui, identitatea, demnitatea, compasiunea și așa mai departe, și statutul lucrătorilor medicali. Deci, lucrătorul medical nu este funcționar public, respectiv, filmarea lui poate fi făcută cu acordul înscris. Obținerea informațiilor de la pacient, conform tuturor ghidurilor internaționale, se face exclusiv cu acordul lui înscris. Ori a rudelor, în cazul în care el nu este conștient. Din contră, directorul spitalului deja este funcționar public. În acest sens, filmarea lui este posibilă fără acordul lui. Deci aici este nuanță. Care este această limită? Ea trebuie formalizată. Această limită poate fi formalizată de un cadru legal general, însă spitalele au dreptul să emită reguli mai stricte de acces și de limitare. În acest sens, această limitare trebuie marcată, eu vorbesc de cazul ideal, de exemplu, cu un abțibil filmatul interzis, dar și aici o nuanță cu referință la punctul din regulamentul intern al spitalului, dar fără pătrunderea nemijlocită a jurnalistului în acel loc. Dacă ar fi atât regulamentele interne, oricum legea supremă prevalează. Acest regulament intern este strict un document intern care se conduce spitalul. Noi, ca jurnaliști, invocăm altă lege, nu regulamentul lor intern al spitalelor. Iată, să ne explicați. Regulamentul, orice act juridic, vorbim iarăși exact, regulamentul intern al unui spital nu poate prevala asupra legii. Absolut nu. Mă întorc chiar și la discuția despre drepturile acestea concurente. Situații, și să o luăm pe situații exacte. Filmarea, deplasarea jurnaliștilor în spital pentru a filma lucrătorii medicali. Da, într-adevăr, nu au statut de funcționari publici, beneficiază de dreptul la viață privată și de familie, la dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Și aici, în legislația privind protecția datelor cu caracter personal, este stabilit în mod expres că consimțământul datelor cu caracter personal, vorbim la situații, a medicilor, nu va fi necesar în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este făcută în scopuri exclusiv jurnalistice și ține de, și subiectul de date este persoană publică sau persoană care este implicată în niște activități de interes public. De exemplu, dacă o să mergeți documentați în spital un caz de un abuz din partea asistenților medicali, a medicilor în raport cu pacienții și o să-i filmați, aici există un interes public de a cunoaște informația.
și prevalează asupra dreptului persoanei de a nu, de a, la viață privată, prevalează asupra interesului său de a nu dezvălui această informație. În acest caz, legea dă prioritate libertății de exprimare și interesului public. Înțeleg că oricum este foarte condiționat tot, da? Deci da. E nevoie de a cunoaște care este interesul suprem. Dar asta se stabilește în momentul în care se filmează sau se post-factum deja când părțile ajung ori în instanță, ori la poliție? Așa se întâmplă că legea, de regulă, trebuie să funcționeze așa cum este normal, în mod firesc, cum este corect. Și atunci când și dumneavoastră descrieți o situație, doriți sau ar fi necesar să mergeți să documentați un material de interes public despre situația deplorabilă dintr-un spital, despre condițiile, lipsa de niște norme sanitare aplicabile în acel spital. Bineînțeles că trebuie să mergeți astăzi, acum, să intrați în spital, să faceți aceste înregistrări pentru a prezenta publicului o informație, un subiect de interes public. Și firesc, ar fi corect să fiți îndreptățiți să faceți asta. Păi așa ar trebui să funcționeze, sau așa, asta este regula generală. Legea funcționează astfel cum este firesc și normal, justificat. Și există de cealaltă parte, să vorbim și de cealaltă parte a monedei, nu este corect și nu este justificat din punct de vedere legal accesul în spitale pentru intervievarea sau filmarea pacienților. Sunt date cu caracter personal, sunt date cu caracter care ei nu vor. Speciale. Cu dar sunt și situații special. Când pacienții când vor, când vor și solicită să fie. Când își exprimă acordul, bineînțeles. Dar de regulă și nouă așa ne se explică. Sau poate managerii se dau în spatele pacienților și cu asta motivează că există pacienți și ei nu pot fi firmați pentru că noi răspundem pentru ei atât timp cât sunt în spital. E asta o justificare comună? Este un argument, cred eu, frecvent invocat. Există și este, vorbind despre reglementări detaliate, este imposibil să reglementezi fiecare situație în parte. Deci totul depinde până în ultimă instanță de interesul public de a cunoaște informație. Nu trebuie să uităm aici și despre obligația jurnalistului, chiar și în situația când informează asupra unei probleme de interes public, de a se ține cu strictețe de normele deontologice, de a nu aduce prejudicii nejustificate terților. De ce de obicei managerii refuză mass media în spital? Ce se tem? De ce se teme ei? Deci, un manager poate refuza presa, în primul rând, că va fi nevoit să răspundă la întrebări incomode, da? Și aceste întrebări sau răspunsurile date la întrebările incomode ar putea trezi, de exemplu, interesul superiorilor, da? Într-o anumită măsură, explicații, da? Și aceste explicații, de obicei, sunt îndreptate nu pentru rezolvarea problemei, dar pentru clarificarea faptului cum acest lucru ești în presă. Până asta poate fi o realitate. Acum, adică mai degrabă se concentrează cum a ajuns informația la mass media decât să soluționeze problema propriu-zisă. Da, deoarece soluționarea unor aspecte poate fi foarte dificilă, dar necesită investiții mari, iar cadrul legal oferă spațiu de manevră extrem de limitat unui director de spital să-și gestioneze resursele. Soluțiile? Sugestiile pe care le-am oferit și în legătură cu incidentul recent, dacă este vorba despre interzicere nejustificată accesului în spital, suntem în prezența de regulă a faptei prevăzute de codul penal, împiedicarea intenționată activității mass media, cu diverse agravante. În cazul recent era vorba despre aplicarea violenței sau utilizarea situației de serviciu. Deci ar trebui să, jurnaliștii ar trebui să cheme poliția ca să documenteze acest refuz. Sau să revină redacție, să povestească superiorilor ce ni s-a întâmplat și să se iau decizii pe interior, să depună o sesizare către fondator? Plângerea poate fi depusă la fața locului, prin apelarea serviciului sau prin depunerea la procuratură, poliție, orice este la îndemână. Aveți în experiența dumneavoastră astfel de cazuri cu refuzul managerilor de spitale, în mod special, câștigate în instanță?
Nu am avut, cel puțin în situația asistenței, cazurilor de asistență juridică a Centrului pentru Jurnalism Independent, nu am întâmpinat situații de acest fel. Deși este o tendință comună, în general, când vorbim despre instituții publice, autorități publice și persoanele care stau în fruntea acestor autorități, să manifeste reticență în raport cu favorizarea libertății de exprimare și accesului la informații de interes public a presei. Eu vorbisem zilele trecute cu doamna ministru a Sănătății, doamna Nimerin, cu exact aceeași întrebare am adresat-o, ce trebuie să facă jurnaliștii în situațiile astea și dacă pot să aibă acces într-o instituție medicală. Nu știu dacă pot un pic să vă arăt ce am surprins. Doamna ministru, printre altele, ne-a recomandat să mergem doar că să avem fără camere. Documentați fără camere. Intrați și vă documentați fără camere. Și nimeni nu o să vă poată. O bază legală care se interzic. Nu și nu o să... În centrul regulament, în ce condiții poate să intre presa? Da, dar... Nu există așa ceva. Da, puteți intra la administrație, la... N-au dreptul să se baricadeze, să se... Deci aveți dreptul la... Să luați opinia oricui. Dar nu acolo unde este procesul clinic. Iată, parcă avem o dualitate. Se poate, dar fără cameră sau se poate fără telefon. Atunci apare cum noi, ca jurnaliști, ne probăm ceea ce am văzut, admitem, da? Eu am fost, am văzut și după asta public am văzut că, din impresiile mele personale, după care managerul zice, nu este adevărat, nu ați văzut așa ceva. Eu pun o întrebare dacă managerii de spital și medicii cunosc suficient de bine prevederile legale și prevederile unui regulament intern referitor la relația doctorului cu presa, dreptului pacientului, în acest sens, cu presa și care ar fi limitările posibile. Deci aceasta ar fi prima întrebare. A doua întrebare ar fi de interacțiunea pur interumană, care este nivelul de cultură, de inteligență, cât de bine gestionează persoana o situație de criză în relația cu jurnaliștii sau cu oricare altă persoană. În mod sigur, și asta e absolut universal, da? Cu presa trebuie de trebuie. Asta este o axiomă. În final, să concluzionăm, ce ar trebui să facă jurnaliștii atunci când vor să meargă în spitale să filmeze? Trec mai întâi prin administrație sau se duc exact acolo unde au informația că probabil ceva se întâmplă? În primul rând, atât jurnaliștii cât și comunitatea în general nu trebuie să subaprecieze puterea investigațiilor jurnalistice. Și acolo unde există un interes public să utilizeze toate mijloacele prevăzute de lege pentru a cerceta și în conformitate, cum spune legea, cu misiunea sa, să informeze publicul. Dacă este vorba despre un spațiu public, dacă nu există situațiile despre care vorbeam, restricții în legătură cu anumite condiții medicale ale pacienților sau, în general, restricții ce țin de starea de sănătate a persoanelor internate acolo, jurnalistul, bineînțeles, poate să intre să efectueze înregistrări respectând celelalte drepturi ale terților. Vorbim de ale pacienților. De ale pacienților. Da? Pentru că sunt mai vulnerabile în acest caz. Sunt date cu caracter personal care beneficiază de o protecție sporită comparativ cu celelalte date cu caracter personal. O categorie specială. Da, bineînțeles, toate aceste reguli trebuie să fie respectate. Da, bineînțeles, jurnaliștii au dreptul legitim de a efectua înregistrări, de a cerceta faptele care țin de interes, sunt de interes public. Și există o mare problemă în ceea ce privește practicile actuale de interacțiune dintre. Există totuși această tendință din partea funcționarilor publici, persoanelor cu funcții de demnitate publică, de a-și manifesta lipsa de deschidere și, în unele cazuri foarte neplăcute, de a confunda instituția sau autoritatea publică pe care o conduc cu propria curte. În acest sens este foarte important de a aduce la cunoștința publicului orice încălcări, orice restrângeri ale drepturilor și libertăților jurnaliștilor.
de a comunica foarte clar că, nu, că în primul rând că acest fapt este prevăzut de cod penal, împiedicarea intenționată activității mass media, și că pentru un administrator al unei instituții publice nu este în regulă să recurgă la astfel de acțiuni. Și dumneavoastră, domnule deputat? Deci, se duc jurnaliștii în continuare la spital să filmeze sau trebuie să treacă la manager să obțină permis? Deci, în mod clar, sunt situații absolut consensuale și sunt situații într-o zonă gri în care pot exista diferite interpretări. Și o parte și alta ar părea să aibă dreptate. În acest sens, eu revin la ideea anterioară că Asociația Directorilor de Spitale și Asociația Jurnaliștilor să elaboreze un plan comun cu recomandare comună și acesta ar fi fost un document de bază consensual care ar rezolva foarte, foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru prezență!